Radiologia intervențională este domeniul medical care include procedurile minim-invazive ghidate imagistic utilizate în diagnosticul și tratamentul unor afecțiuni pentru care în trecut era necesară chirurgia deschisă. Așa cum arată numele, ea se bazează pe o serie de gesturi intervenționale care sunt niște gesturi minim-invazive și s-a născut din necesitatea de a avea o alternativă la chirurgia clasică, pentru că prin radiologie intervențională putem să tratăm prin procedee minim invazive, pe cale endovasculară în principal, dar nu numai, unele afecțiuni care până în acel moment erau rezolvate doar pe cale chirurgicală. Desigur că chirurgia reprezintă gestul radical, reprezintă gestul curativ de primă intenție, dar să nu uităm că există o multitudine de pacienți și o multitudine de afecțiuni care nu pot fi tratate de către colegii chirurgi. Ne adresăm acestei categorii de pacienți care, repet, nu pot fi operați, dar care pot să aibă pentru afecțiunile lor o rezolvare prin aceste proceduri de radiologie intervențională. Orice specialitate medicală poate să beneficieze de ajutor din partea radiologiei intervenționale. În era medicinei personalizate, fiecare caz are particularitățile sale și trebuie abordat ca atare. În cazul în care optezi pentru o procedură de radiologie intervențională, te poți bucura de un risc intervențional mai mic decât cel chirurgical, de dureri mai puține și de o recuperare rapidă.